Unde fugi? Că te-am văzut, băi, șoarece. Ce faci aici? Care va să zică gata, totul pregătit, îmbrăcat. Tati, dai și mie un pupic? Mua! Bye, bye! Bye, bye! Să fii cu minte și tu asculti pe mami, da? Da. Promiți? Promit. Haide. Unde? Pleacă. Gata, am plecat, bine, pa! Că du-l aer. Hai, mersi. Mamă, ce greu. Cât de greu gâza anul ăsta? Da. Au, iartă. Bye, bye. Taram, pam, pam. Zi, boss, ești pregătit? Să stai o săptămână la plus fără mine? Dar bine așteptam. Îmi imaginez. Da, ce să zic. Mergem ușor către... Cu toate că am văzut că deja avem întârziere. Mi-a dat că am întârziere 15 minute. Am primit mesaj. Nu e mult. Da, e ok. În loc de 12.45 plecăm la 13. Care v-a să zic că am ajuns la aeroport? Câte ceasul? 11.11. Uite că am primit că s-a schimbat și poarta. Suntem la poarta 007. Hai să ne îmbarcăm. Hai, da. Bravo, bus, bravo. Hai, pa, bus. Hai, mersi, pa. Pa, drum bun. Pa. Una peste alta am trecut ca prin brânză, n-am avut nicio problemă. S-a făcut check-in-ul super rapid. Bagajele deja le știu că am mai călătorit exact cu acest setup și ghiozdanul ăsta e perfect pentru tot echipamentul pe care l-am. Geamantan, pac frumos, nu mai stau să mai iau niciun bagaj în momentul în care aterizez. Așteptăm acum pentru că e 11:30 ceasul și cam pe la 1 ar trebui să decolăm. Sperăm să nu mai apară și alte întârzieri. Că una peste alta am ajuns, a durat ceva. Vreo 2 ore, dacă nu mă înșel, n-a fost chiar așa de rău, sincer, dar am avut ceva turbulențe, m-a zdruncinat un pic, am avut ceva emoții. Acum să găsim poarta, trebuie să ajungem la poarta L, e gălăgie mare aici, cât mai aeroportul ești nebun. Sincer, mă, aș fi descurcat și pe aici, dacă mâncam ceva rapid, bam, bam, dar am zis totuși să mergem pe partea cealaltă, la porțile L, văd că trebuie să ajungem, de unde bănuiesc că trebuia să luăm un shuttle. Acum știi cum e, țăranul care n-a mai văzut metrouri din astea între aeroporturi, am zis că merg cu autobuzul frumos, dar de fapt e doar un shuttle gen metrou, semi-metrou așa și te duce practic între porți. Makes a huge difference. Altă viață, tata, altă viață. Băi, băiatule, cât aeroportul m-am pierdut aici. Nici nu știu măcar la ce poartă trebuie să ajung, pentru că momentan nu s-a afișat. Dar nu ne agităm prea tare, mergem să mâncăm ceva, că e fumică rău de tot la băiețel. După care vedem noi și la ce poartă suntem. Cred că e cel mai mare aeroport în care am fost până acum, inclusiv mai mare decât cel din Istanbul. Da, am găsit un sandwich bunicel și mi-a luat un desert corect. După care mergem la L15, că am văzut că s-a afișat și locul în care suntem. Păi n-arată sincer pe extraordinar sandwich ăsta, dar ne face treaba cu el. Deci 16 euro cât a costat? Acum fie vorba între noi când o să trebuiască să ne întoarcem, cred că trebuie să mă grăbesc un pic. Acum am avut ceva escală și e ceasul 15:03. Deci trebuie să măresc un pic pasul, cum ar veni. În avion m-am întâlnit cu un român, care în timp ce eu vorbeam acolo, stăteam liniștit, chiar în stânga mea, s-a uitat la vlogurile de la Plus Auto. Cât de tare e asta. Și fac semn bă, bă, bă. Bine, nu i-am zis bă, bă, bă. Îi fac semn, zic, ce faci? Miștor, nu? Și a început să râdă, deci chiar uite care erau șansele. Nici măcar nu vreau să mă grăbesc. Am desert aici frumos, mi-am luat ce trebuie. Îl savurez, după care văd eu unde găsesc și poarta L15. Sandwich-ul n-a fost ce trebuie. Merge acolo de foame. Îi dau nota, hai, 4 din 10. Da, iaurtul, ne facem treaba cu el, arată bine. Și cu musul ăsta așa, cred că o drag din iaurt, cum ar veni. Bun, și repede am găsit, n-am avut nicio problemă, imediat am găsit poarta. A durat un pic până am mâncat, mă descurcam și fără să mănânc. Da, asta e situația acum, nu e problemă, data viitoare să facem o alegere mai bună. Hai să vă zic și destinația până la urmă, că nu v-am zis mai exact unde o să merg. Mergem în Canada, mergem în Montreal. O să vă arăt câteva chestii interesante, sper eu, inclusiv niște localități mișto pe care vreau să le văd, pentru că mă gândeam de mult timp. Dacă ar fi să mă mut în altă țară, în mare parte pentru educația lui Pablo, unde aș face treaba asta? Și m-am gândit la Canada, m-am gândit la Spania, m-am gândit la Italia. Spania, Italia și așa mă atrag că sunt mai aproape de noi, dar în schimb, din punct de vedere al civilizației, din punct de vedere al infrastructurii și așa mai departe,
consider că sunt alte civilizații și naționalități peste Spania sau Italia. Aș vrea oarecum să explorez zone în care aș putea să mă dezvolt în continuare și pe ceea ce fac eu, că n-aș vrea să mă duc să mor de foame în Spania sau să stau toată ziua să mă bronzez, să nu fac nimic, că nu e neapărat pe stilul meu, dar asta rămâne de văzut oricum într-o oarecare măsură. Momentan așteptăm avionul, de această dată am găsit cel mai bun zbor pe care puteam să-l găsim, am plecat la 12 astăzi, ajung la 7, timpul de Montreal. A doua zi, practic, o să fie la noi. O să trag un pui de somn pe avion, sper să prind niște locuri bune, că nu mi-am ales locurile. Îmi place mult de tot cum mi-am făcut bagajul, în schimb. Bă, acum poate să ziceți că fac mișto de voi. Dar ce crezi? M-am dus, mi-am pus frumos pe pașaport, mi-am pus că să pun un sticker din ăsta pentru Canada, cum că ai viza validă sau whatever, nu știu, ceva de genul, să verific caractere înainte să pune stickerul ăsta. După care, la un moment dat, apare un flight attendant, bănuiesc că e, nu? Nu știu, așa mă gândesc că e, știi? Și zice, ce faci, mă, frate? Zic, bă, de unde mă știi ăsta, de unde? Zic, salut, uite ce să fac, zboră, te duci la Montreal, nu? Da, la Montreal. Zic că eu sunt Mihai, bravo, faci foarte, foarte mișto ce faci acolo pe TikTok. La Plus Auto, bineînțeles, evident, că... Deci în prima zi, două persoane m-au recunoscut deja legat de treaba asta și mi s-a părut super funny și îl salut pe Mihai. N-am înțeles exact ce e Mihai. A, uite că vine aici, uite-l că vine. Sănătate, sănătate. Am zis că m-am întâlnit și nu știam de unde să te iau, dar tu ce ești, asistent de zbor sau... Eu lucrez ceva pilot? Pentru Lufthansa. A, ok, am înțeles. Eu sunt, cum ar veni, da, asistent de zbor. Băi, mersi încă o dată și toate cele bune. Te salut, pa! Vedem, stăm aici, îmbarcarea oricum e cam într-o oră, nu mai avem mult. Am cam rezolvat cu toată situația. Singura chestie, mai avem, nu știu, cred că vreo 30 de minute, ceva de genul și putem să ne îmbarcăm. Bă, abia aștept să ajung în Canada, sincer. Am un feeling așa super bun despre tot ceea ce se va întâmpla. Avem foarte multe chestii interesante de făcut, foarte multe lucruri mișto de făcut și deja toată vacanța asta mi-a dat toată vacanța. Bine, spun mult spus vacanță, că e vacanță combinat cu work and travel, să-i spunem așa. Mi-a dat un vibe super bun. Dar știi ce e interesant? Cum te încarci cu energie după o chestie de genul ăsta? Nu neapărat pentru că îmi place să-mi zică lumea că m-a văzut sau nu știu ce, dar pentru că îți dai seama că munca pe care o faci are un impact și ajunge la foarte mulți oameni, ceea ce e destul de tare. Chiar dacă, na, omul ăsta stă în Germania, suntem în München acum și mi se pare tare treaba asta. Dacă mă uit la el, zic, salut, că zice salut. Zic, ce faci, frate? Zic, bine, frate, te știu de undeva? Zic, păi, tu ești băiatul de pe TikTok, de la Plus, nu? Cu mașinile, cu astea. Zic, ai un job tare mișto. Ca să vezi ce înseamnă internetul ăsta. Acum fie vorba între noi, ați putea să dați și voi un subscribe acolo, că poate mai ajung și videourile mele la alți oameni. Nu de alta, dar o să ajungem acum în Canada și în momentul în care ajungem mai discutăm una alta. Poate chiar discutăm un pic și de partea asta de social, pentru că e o parte care pe mine mă fascinează și mi se pare super interesantă. Trebuie să ne pregătim de îmbarcare și ne vedem direct în Montreal când aterizăm, pentru că în aeroport, în avion, nu prea am ce să vă arăt așa în mare parte. O să bag două filme, cred, și o să trag și un pui de somn. Sincer, chiar mă gândeam, pentru că la anul aș vrea totuși, dacă mai merg, pentru că e posibil să merg în proporție de 80% din nou, să o iau și pe Andra și pe Pabli. N-am vrut să le iau de acum, chiar m-am gândit că aș fi putut să le iau de acum. În schimb, consider că e prea mic și dacă fac pasul ăsta, oricum o să fac în situația în care mergem și stăm o lună și mergem și în Statele Unite, în New York, San Francisco, ce vrem noi să mai vedem, tocmai pentru a vedea absolut toate posibilitățile pe care le avem în cazul în care vrem să plecăm din România. Ciao. Hai că deja încep să mă simt ca acasă aici, parcă e altă situație, neoane, și am ajuns și chiar binișor, aș putea spune, e ceasul 7. Una peste alta am ajuns, suntem la hotel deja și m-am cazat, sunt un pic rupt în gură, așa că o să trag un pic de somn, pentru că, sincer să vă spun, pe avion nu prea am dormit mai deloc, n-am putut să dorm și m-am gândit că e mai bine totuși dacă nu, să nu mă forțez să dorm și să dorm când ajung aici, ca mâine când mă trezesc, să mă trezesc direct pe fusul care trebuie și așa nu mai sunt jet lag. Ah, ce bine, ce bine că am ajuns, mamă, nu credeam că o să mai ajung. Zborul chiar a fost ok, n-am avut probleme pe zborul. Aș putea chiar să zic că zborul spre München a fost cu mai multe turbulențe decât zborul către Montreal. Am încercat să vorbesc la Vodafone, să-mi fac extra opțiune de roaming în Canada. Dar ce credeți? Stați că vă spun imediat. Îi sun, vreau și eu să-mi schimb, să-mi activez de fapt abonamentul, să-mi fac și eu
extra opțiune de roaming în Canada. Spuneți-mi ce beneficia. Păi nu prea aveți. Aveți 400 de mega și minute pe care le aveți și în rețea. În schimb, cu doar 15 euro vă putem oferi 1 giga de internet și 100 de minute naționale. Zic, ce mă? Voi dați-ne bine la cap cu 15 euro 1 giga. Și a luat fratele vostru o cartelă de Canada, de la Fizz, vă că se cheamă, cu 45 de euro am 15 giga de net, 1000 de minute internaționale, 1000 de minute naționale, ca astfel încât să n-am absolut nicio problemă, cu toate că la hotel oricum o să am wireless. Dar până una alta, băgând cartela de Canada, ne face și noi, trecem pe Canada, frumos, civilizat, nu stăm ca fraierii pe... Și acum să vedem dacă merge, că eu sincer nu știu dacă telefonul meu merge pe altă rețea. Uite că a mers, gata. În momentul de față mă bag la somnic. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest episod, vă încurajez să vă uitați în continuare pentru că mâine o să vă arăt mai mult. Momentan n-am avut ce să vă arăt mare lucru pentru că a fost mai mult pe drum. Cam asta e experiența unei călătorii în general și cam asta te poți aștepta în momentul în care vrei să călătorești în Canada.